După sărbătorile de iarnă, oamenii au rămas cu buzunarele goale. Cel puțin asta susține majoritatea celor intervievați de echipa noastră de filmare. Mulți moldoveni susțin că scumpirile le-au tăiat din pofta de a avea o masă copioasă sau de a face cadouri scumpe. Cheltuielile au fost, sunt evidente, dar mai calculate. Oricum, emoțiile au fost la maxim. Nu ne-a încurcat să fim fericiți. M-am stăruit din și am. Nu lucrez, pensii nu am, cât m-a ajut copiii. Foarte greu. Foarte greu, n-am cuvinte. Dar cu un buget normal, ca obișnă. Ei, ce fel de buget? Normal, ca de obicei. Desigur că am sărbătorit mai modest, însă cadourile, cum le procuram anii trecuți, așa și în acest an le-am procurat, dar nu am aruncat prea mult cu banii, pentru că salariul este mic. Așa, nu ne-am stărit prea mult, așa cât după buzunar, ne stărim, străim după buzunar. Deoarece dacă te ridici mai sus, de-am intrat în datorii. Anul ăsta mai mult economii. Da, deoarece vedeți cum structura la noi, da, mai ales pentru bătrâni care sunt la pensie, într-adevăr, foarte, foarte. Trăim și noi cum putem și nici avem. Pentru alți moldoveni, sărbătorile de iarnă nu au însemnat neapărat cheltuieli, ci mai degrabă timpul petrecut cu cei apropiați, așa că mai puțin au ținut cont de buget, chiar dacă au resimțit creșterea considerabilă a prețurilor la produse și servicii. Este o modalitate anumită de a face sărbătoare. În primul rând trebuie să fii cu familia, acasă. Și nu se pune accentul că se cheltui mai mult sau mai puțin, mai multă mâncare sau mai puțin mâncare. Sărbătoarea creează o atitudine așa hai să spunem, armonie. Armonie în familie. Конечно, nu ne отличаются. Desigur că au fost cheltuieli, dar nu s-au diferențiat mult de celelalte din trecut. În principiu, sărbătorile au trecut bine. Prețurile desigur că au fost puțin mai mari, dar ne-am descurcat. Totuși, mulți au rămas cu un gust amar după sărbători, întrucât scumpirile i-au sărăcit și au rămas fără speranța că lucrurile se vor schimba în bine. Totul este scump, desigur, dar salariile sunt mici. Din ce să trăim? În cel mai modest mod, pentru că nu avem posibilități să sărbătorim așa cum o făceam cândva. Mai mult bate la psihologia omului, fiindcă omul este distrus absolut, complet, cu toate ridicările astea de prețuri. Adică prețul se ridică la orice, dar leafa aceeași rămâne. Prețurile la electricitate, la căldură, la gaz s-au scumpit și desigur că pe toată lumea ne-a afectat, dar ne descurcăm într-o oarecare măsură până la un moment nu știu care și sperăm că la anul va fi mai bine, vor fi alte prețuri.